Teoretic avem echipă, practic nu avem jucători. Vizita lui Nicolae Robu la stadion a avut ca scop păstrarea cât mai multor jucători la echipă. Trandu și Magda și-au revenit de la Recaș la Poli după ce au fost dați la gruparea bănățeană sub formă de împrumut. E posibil ca în cel mai scurt timp câțiva jucători să fie aduși de la formația recășeană la Poli. Între timp, atleticii se antrenează tot în orășelul vinului cu Cosmin Petroescu. Va fi o construcție complexă în care vrem să valorificăm tot ce s-a realizat și s-a realizat. Este un adevăr, s-a realizat bun la Societatea Comercială Politehnica S.A. ca și structură sportivă, plecând de la copilași și până la echipa mare. Vreți să preluați și grupele de copii? Va fi vorba de un împrumut, un transfer? Da. Nu sunt puse la punct aceste aspecte formale, juridice, dar noi avem interesul să preluăm tot ce putem prelua, desigur, atât cât putem și duce, pentru că trebuie să avem în vedere că fiecare element adăugat va comporta și costuri. Și am simțit din discuția cu majoritatea timișorenilor cu care am discutat că ei își doresc să vadă pe teren o echipă de Liga a doua, sub standardul Politehnicii. Și asta se va întâmpla, cu spiritul Politehnicii. Și asta se va întâmpla. Că la un moment dat s-a făcut o înregistrare juridică pe Recaș, nu cred că asta interesează pe oameni, ci interesează care e oferta fotbalistică.